Dragilor, așa cum v-am spus, după 4 luni de căutări, am găsit cel mai bun filtru pentru apa de la robinet. Este produs de Aquator Transilvania și a trecut toate testele de calitate și performanță, iar raportul calitate-preț este foarte bun. Tehnologia de filtrare este conformă cu standardele NATO. Au fost utilizate de ISU pentru a curăța apa contaminată în urma inundațiilor și vor fi folosite de ISU pe viitor în caz de posibile calamități pentru a obține apă potabilă fără să mai fie nevoie de tratarea apei cu substanțe chimice, așa cum se tratează apa de la robinet. Vă dați seama cât de bun este? Este avizat de Ministerul Sănătății, vedeți aici. Toate analizele le fac la laboratorul TUV Austria și a fost premiat cu medalie de aur la Salonul de Inventică de la Bruxelles, tocmai pentru că este singurul filtru care folosește așa numita metodă de sinterizare în producerea cartușelor filtrante. Utilizează două tipuri de cărbune activ și argint, care oprește dezvoltarea bacteriilor în toată masa filtrului. Practic, argintul ține loc de lampă UV, sterilizând apa, iar filtrarea mecanică la 0,5 micron prin blocul sinterizat este asemănătoare cu filtrarea naturală a apei prin sol, iar dacă apa are minerale, nu le elimină. Nu există filtre pe piață cu asemenea tehnologie, punct, indiferent de brand, de preț sau de cine le promovează. Au trei variante, este aceeași tehnologie, diferă doar capacitatea de a filtra o cantitate de apă mai mare sau mai mică în funcție de câtă apă se consumă în locuință. Puneți pe pauză și vedeți aici detaliile pentru fiecare. A fost medaliat cu aur și ar trebui să fim mândri că este invenție românească. Dragilor, România nu este a noastră doar de 1 decembrie. Haideți să mai fim români și în rest. Personal, l-am recomandat tuturor cunoscuților și l-am luat pentru familie, în primul rând pentru că este extraordinar și apoi chiar vreau produse românești. Aici aveți numărul lor de telefon, sunați și întrebați toate detaliile la care eu nu vă pot răspunde. Dragilor, nu uitați să vă abonați la canalul meu și dați mesajul meu mai departe, cineva poate avea nevoie de el. Să fiți sănătoși!